Pană masivă de curent în Republica Moldova din cauza bombardamentelor rusești din Ucraina și rețelele de telefonie mobilă au fost afectate. Un bebeluș de 2 luni din Ploiești a murit înecat în pătuți. Era acasă cu mama lui de doar 15 ani, care mai are un copil de 2 ani. Mai mulți membri ai clanului Cordunano au fost săltați de DIICOT pentru șantaj și violență. Procurorii au făcut peste 100 de percheziții în capitală și în alte 19 județe. Andreea Bereclanu vă prezintă Focus. Doamnelor și domnilor, bună seara! Este pană uriașă de curent în Republica Moldova după ce Rusia a început din nou să bombardeze masiv Ucraina în ultimele ore. Rusia a lăsat Moldova pe întuneric, susține președintele Maia Sandu. În momentul de față sunt fără lumină Chișinăul și mai multe regiuni din țară și rețelele de telefonie mobilă au fost afectate. În Chișinău, oraș cu peste 700.000 de locuitori, lipsa electricității a provocat haos. Evident, nici troleibusele nu merg. Desigur că îmi pare rău. Copiii nu pot să facă lecții. Așteptăm încă puțin, dacă nu, ne pornim în jos. De jos, nu va să șurcă. V-ați așteptat la o așa situație? Nu, nimic strașnic, ce să facem. Pentru că semaforele nu mai funcționează, polițiștii au dirijat traficul. Pana de curent a dus și la formarea de ambuteiaje, iar magazinele au fost închise. Aștept, dar vreau să fac cumpărături și nu spune nimeni când o să fie lumină, peste cât o să fie sau nu o să fie. Aștept, pentru că eu am bilet, mâine plec și vreau să cumpăr acum. Aștept. Tot aștept. Vreți la magazin, probabil, ceva să cumpărați și încuiat. Capitala nu este singura afectată. O mare parte a țării a rămas fără electricitate. Totul după ce forțele armate ruse au intensificat bombardamentele asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, iar una din liniile care asigură transportul electricității în Republica Moldova s-a deconectat automat. Nu putem avea încredere într-un regim care ne lasă pe întuneric și frig, care ucide intenționat oameni din simpla dorință de a ține alte popoare în sărăcie și umilință. A scris pe Facebook Maia Sandu, președintele Republicii Moldova. Suntem în legătură telefonică directă cu Cristina Bencheci, jurnalist la Cotidianul TV din Chișinău. Cristina, bună seara! Câte localități sunt afectate și ce vești aveți de la autorități? Când va fi reluată alimentarea cu energie? Bună seara, Andreea! Bună seara, doamnelor și domnilor! În acest moment, zeci de localități din diverse zone ale țării nu au lumină. Furnizarea de energie electrică a fost întreruptă în jurul orei 14 în majoritatea localităților din Republica Moldova, inclusiv în capitală. La scurt timp, Chișinăul a fost paralizat, transportul public nu a circulat, mai multe instituții publice și-au suspendat activitatea. Unele spitale au amânat pentru joi intervențiile programate pentru astăzi. Și instituțiile private, precum supermarketurile, și-au închis ușile, așa că oamenii au făcut cale întoarsă și nu au putut cumpăra produse alimentare. În unele sectoare ale capitalei a fost reconectată energia electrică după o oră, însă în celelalte, cât și în majoritatea localităților din afara urbei, lumina va fi aprinsă din nou treptat. Cu o reacție cu privire la situația dată a venit președinta Maia Sandu, care a declarat că nu putem avea încredere într-un regim care ne lasă pe întuneric și frig, care ucide oameni din simpla dorință de a ține alte popoare în sărăcie și umilință. La scurt timp, ambasadorul Rusiei din Republica Moldova, Oleg Vasnetsov, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene. Într-un comunicat transmis presei, reprezentanții instituției au anunțat că au făcut acest lucru pentru a-i exprima protestul dur al țării noastre în legătură cu bombardarea țintelor din infrastructura civilă ucraineană, ceea ce a creat penurie de electricitate. Atât la acest subiect, la revedere! Cristina, îți mulțumesc și suntem alături de voi. Situație similară în Ucraina, capitala și mai multe orașe au fost din nou bombardate și lăsate în beznă. La Kiev, cel puțin 3 oameni au murit, iar 6 au fost răniți. Sirenele au sunat aproape 3 ore, alimentarea cu apa orașului a fost și ea oprită. Astăzi, Parlamentul European a recunoscut Federația Rusă ca stat terorist. Atacurile susținute asupra infrastructurii civile a Ucrainei încalcă dreptul internațional, susțin deputații europeni. Okay.
Așa arăta Kievul la doar câteva minute după ce rachetele rusești au lovit mai multe blocuri. Și Lviv, Odessa, Vinița și Vișorod au fost bombardate masiv, mai ales punctele energetice. Iar în Harkov, doi oameni au murit. Atacurile vin la câteva ore după ce și maternitatea din Zaporojia a fost atacată, iar un nou născut a fost ucis. Mama bebelușului și un medic au fost scoși în viață de sub dărâmături. Сказала, попала ракета в роддом. Ребенка не нашла. Ребенка не нашла. Ее вытащили МЧСники. Ребенок уже был мертв. Ноги у нее сильно или попечены, или побитые. Лицо. И морально ужасно убитое, просто убитое. În Hersonul eliberat, dar masiv distrus, au început evacuările civililor. Ни воды, ни света. Очень тяжело. Квартира холодна, ни отопления. Нервы уже сдают, как говорится. И мы решили, так как бесплатно, потому что денег у людей уже не остается, решили уехать. În acest timp, Parlamentul European a adoptat prin vot rezoluția prin care declară Federația Rusă stat terorist. Rezoluția cere celor 27 de state membre ale Uniunii Europene să le urmeze exemplul. Ministrul ucrainean de externe cere Uniunii Europene să accelereze al nouălea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sectori care au особливе значення для російської економіки, а саме енергетика, фінанси, торгівля, технологія, повинні бути предметом санкцій для досягнення необхідних результатів. І особливу увагу потрібно приділяти санкціям, які гальмують і зупиняють ракетну індустрію Російської Федерації. Тобто здатність Росії виготовляти нові ракети потрібно просто знищити. De cealaltă parte, ca și până acum, cea mai bună apărare a Rusiei rămâne atacul. La scurt timp după decizia Parlamentului European, Rusia a avut o reacție cel puțin ironică. Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care recunoaște Rusia ca sponsor al terorismului. Propun ca Parlamentul European să fie recunoscut ca stat al prostiei. Președintele Putin se află la Erevan, unde participă la o sesiune a Consiliului de Securitate Colectivă. Mizerie greu de descris, rugină, scaune rupte și doar doi angajați care curăță tramvaiele. Protecția consumatorilor a descoperit ce văd călătorii în fiecare zi. Detalii imediat în jurnal. Sfârșit tragic pentru un bebeluș de numai două luni din Ploiești. Băiețelul a murit după ce s-ar fi înecat în timp ce se afla în pătuți. Acasă era doar un singur părinte, mama, ea însă și o copilă de 15 ani. În ciuda eforturilor, echipajele sosite de urgență nu au reușit să-l readucă la viață pe micuț. Poliția a deschis acum dosar penal. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional. Totul s-a întâmplat în apartamentul unde locuiește familia. Când s-a întâmplat tragedia, acasă era doar mama sa, care are doar 15 ani, celălalt copil al său de 2 ani și fratele ei în vârstă de 14 ani. La un moment dat, tânăra a plecat la baie. Într-o fracțiune de secundă, bebelușul s-a înnecat cu propria vomă și s-a sufocat. Când mama s-a întors în cameră, a văzut că era vânăt. A ieșit pe scara blocului și a țipat după ajutor. Deci copilul a fost bolnav. Da, da, și medicul i-a zis că copilul nu are absolut nimic. Deci a fost cu el la medic. Tot ce vezi aici, tot ce vezi. Și azi trebuia la 12, azi la 12 trebuia să ducă să-i facă vaccinul, pentru că copilul avea o punguță de puroi în gât. Vecinii au auzit strigătele tinerei și au sunat la 112. Era vorba de un stop cardiorespirator la care manevrele de resuscitare începuseră de aproximativ 5 minute, fiind efectuate de echipajul de prim ajutor cu paramedici. Cu ocazia examinării vizuale a minorului, nu au fost observate urme vizibile de violență. Trupul neînsuflețit al copilului a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală Prahova în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzei decesului. Tatăl copiilor, în vârsta de 30 de ani, nu era acasă. Acum, pentru că mama este minoră, ancheta polițiștilor nu vizează doar moartea bebelușului, ci și relația dintre părinții lui. Pentru mamă se va stabili un program de consiliere, atât din punct de vedere al depășirii traumei emoționale în urma evenimentului petrecut, cât și pentru stabilirea în colaborare cu reprezentanții Direcției de Sănătate a unui program de educație pentru sănătate. Este traumatizant pentru un copil să dea naștere unui copil, pentru că el are nevoile lui pentru copilăria lui. Și să le amestecăm aceste realități s-ar putea să fie destul de greu.
Polițiștii au deschis dosar penal și continuă cercetările pentru ucidere din culpă și act sexual cu un minor. Bunică, spital, umilință. Aceste trei cuvinte par a nu încăpea împreună în aceeași frază. Realitatea arată altfel. O bunică de 84 de ani a fost umilită, acuză nepoata ei, de către infirmierele care ar fi trebuit să o ajute. Vina bătrânei, îi fusese amputat un picior și nu putea să se așeze singură sau să stea în picioare. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Eu am pe cine jos. Cred că încă faci parte. Mi-a zis că să mă proptesc în picior. Îmi proptește-te în picior și cu ce mai ținem noi. De unde să mă proptesc eu când în picior meu i-am atât? A zis că ce potele să zice 100 de chile. Acum 3 săptămâni, femeia, în vârstă de 84 de ani, a avut o operație. I-a fost amputat un picior. Umilințele au început la 3 zile după intervenția chirurgicală. A fost trimisă să facă un EKG. Doamnele asistente, infirmiere, au încercat să o dea jos de pe targă, să o pună pe un scaun. Unica ar fi spus că ar fi scăpat-o pe jos pe ciment, unde dânsele ar fi început să-i vorbească foarte urât. Au chemat un asistent bracardier, ce a fost, nu știm, l-au chemat pe dânsul ca să încerce să o ridice, că dânsele au susținut că ele nu poate să ridice o persoană de 100 de kg, ea mai mult de 50-60 nu avea. Femeia nu a scăpat de chin nici după ce i s-a făcut EKG-ul. Și-au dus-o în salonul bunicii, unde, alt șoc, au luat-o din petarga respectivă și ar fi aruncat-o într-un pat, în patul ei, ca pe un sac de gunoi. Ele nu sunt plătite ca să ridice 100 de kg. Medicul curent al femeii a fost informat de familie despre incident. Nepoata a făcut și o sesizare scrisă către conducerea spitalului. De atunci a trecut o săptămână. Niciun răspuns. Nepoata caută explicațiile. Deci una e să o lași jos și nici așa nu poți să o lași jos pentru că ai căruțul lângă tine. Nu poți. O arunci repede în căruț, dar nu o lași jos pe ciment, că nu este un animal. Varianta care a ajuns la conducere este însă alta. Pacienta a avut o amețeală, s-a dezechilibrat, infirmiera a reușit să o sprijine și să o așeze pe paviment, după care a solicitat ajutorul colegilor. Nu pot să afirm că varianta din plângere sau varianta relatată de personalul medical este cea adevărată, în niciun caz. Directorul medical al spitalului recunoaște că mai primește sesizări referitoare la comportamentul inadecvat al unora dintre infirmiere. Sunt și uscături și am mai spus-o, dar nu putem să generalizăm și să acuzăm tot personalul medical. Oficial, conducerea spitalului spune că a fost demarată o anchetă, dar până acum nu s-a stabilit nici cine au fost infirmierele de gardă, nici dacă vreun brancardier era prezent la incident. Șantaj și violență sunt noi acuzații pentru clanul Cordunanu ridicat astăzi de DIICOT. Procurorii au făcut peste 100 de percheziții în capitală și în alte 19 județe, inclusiv la mai multe săli de joc. Suspecții ar fi împiedicat pe clienții care câștigau la jocurile de noroc să-și revendice câștigul prin tot felul de metode. Mai multe informații despre acest subiect are colega mea Amalia Chiriță. Amalia, bună seara, te ascultăm! Am găsit, Andreea, vorbim despre 123 de percheziții domiciliare care au avut loc în această dimineață în aproape toată țara la cazinourile aflate la parterul mai multor blocuri. Din primele informații, principalii suspecți sunt doi frați deja anchetați după ce în 2018 au creat o grupare mafiotă. Împreună cu alte persoane, ei ar fi organizat o adevărată rețea de recuperatori. Clienții cazinourilor, care aveau norocul de a câștiga sume mari de bani, erau împiedicați prin șantaj sau violență să-și primească banii. Mai mult de atât, patronii altor firme de jocuri de noroc erau amenințați și șantajați. Gruparea mafiotă dorea ca aceștia să nu își mai deschidă alte cazinouri, ba chiar să le închidă pe cele care le făceau concurență. La sediul DIICOT, astăzi, pe parcursul întregii zile, au fost aduse aproximativ 40 de persoane pentru audieri. Mulți dintre ei sunt din clanul Cordunenilor, una dintre cele mai cunoscute grupări infracționale din țară. În urmă cu 3 săptămâni, Adrian Cordunenu, soția sa, dar și alte persoane au fost reținuți de procurorii DIICOT în dosarul împrumuturilor cu dobânzi de până la 400%. Atunci procurorii au ridicat din casele lor bani, aur, pistoale, dar și săbii. Andreea? Amalia, mulțumesc. Nici nu a început bine iarna, că poleiul face deja victime. Și nu vorbim doar despre accidentele rutiere. Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență din Suceava a fost plin cu pacienți care și-au luxat sau rupt picioarele după ce au alunecat pe gheață. Medicii spun că acesta este doar începutul și îi sfătuiesc pe oameni să fie atenți la ce tip de încălțăminte poartă în această perioadă. Mihai, vitazul bloc. Ușor, ușor, Daniel. Ce scară. Ușor. Haide sus. Generală, haide sus. Haide, doamnă, încet.
Asta au avut de îndurat cei mai mulți dintre sucevenii care au ieșit dimineața din case. Trotuarele în mai multe zone din oraș erau sticlă. Pus astăzi dimineață copiii la școală, cum erau trotuarele? Dezastru. Dezastru. De la prima oră, de la 5 dimineața, trebuiau să dea cu sare, trebuia să dea, sau cu nisip, cu ceva. Dar oameni buni, era sticlă, ceva? Era sticlă. Rău s-a circulat, rău. A fost dus la școală și a căzut pe aici, era polenia. A căzut, s-a ridicat, da. Putea fi mai rău, da. Oricum. La urgențe s-au umplut chiar de la prima oră. Unii au scăpat doar cu luxații, alții au plecat acasă în gips. Până în acest moment, la unitatea de primire a urgențelor a Spitalului Județean Suceava au ajuns aproximativ 18 pacienți cu diverse traumatisme, contuzii sau luxații în urma căderii pe gheață, cu vârste cuprinse între 15 și 80 de ani. Utilajele care trebuiau să asigure materialul antiderapant și-au făcut apariția târziu în oraș, autoritățile fiind probabil luate din nou prin surprindere. Mizerie, rugină și scaune rupte sunt descoperirile făcute de inspectorii de la Protecția Consumatorului în tramvaiele și autobuzele din București și Ilfov. Și realitatea cu care se confruntă călătorii zilnic. Podelele, se miră inspectorii, par nespălate de luni bune. S-ar fi ajuns la această situație pentru că sunt prea puțin angajați. Doi oameni trebuie să spele și să igienizeze 43 de tramvaie în doar 3 ore. Asta nu se igienizează? Normal ar trebui. Normal ar trebui să se întâmple asta cu toate tramvaiele și autobuzele. Realitatea nu e așa însă. Noaptea, între orele 23 și 5, mijloacele de transport în comun nu circulă. În tot acest timp, cineva ar trebui să facă curat. Doar că acest lucru nu se întâmplă. Inspectorii ANPC au fost în control la ora 4 dimineața și au găsit doar mizerie și rugină. Unele dintre mijloacele de transport nu erau nici măcar curățate superficial, în condițiile în care, da, unele dintre acestea erau totuși o brumă curățat față de cât ne-am fi așteptat să fie. Din păcate, lucrurile stau exact așa cum vedeți în imaginile transmise, superficial făcute de mântuială. Aveam să aflăm de la lucrătorii unora dintre depouri că lucrează cu foarte puțini angajați însărcinați cu operațiunea de curățenie. Două persoane trebuie să curețe timp de 3 ore 43 de mijloace de transport. Bucureștenii nu sunt deloc mulțumiți de condițiile din autobuze și tramvaie. Ar mai trebui făcută curățenie mai des? Da, aici da. Ar trebui să mai fie cu gata așa că dubii. Bine dimineață, astea ude, scaunele. Mediocre. Se poate și mai bine? Da, cred sigur că da. E posibil. Numai totul e să vrei. Condiții de tramvaie nu prea bune. Nu prea bune. Mai sunt și unele mai noi și mai spălate, mai curățate. Cred că nici nu sunt spălate suficient. Au fost acum câteva luni mai spălate și nu cred că le-am mai spălat prea mult de atunci. Nu sunt curate. Nu sunt curate. Președintele ANPC, Horia Constantinescu, spune că va lua măsuri și ia în calcul chiar și suspendarea activității STB. România, țara clădirilor în paragină, iar capitala este campioană. Peste tot case care se degradează și imobile neterminate. Autoritățile nu au nici acum o evidență clară. Tot ce știm este că primul cutremur puternic va lăsa în urmă multe victime. Un nou material din campania noastră Focus pe ei în câteva momente. Din ce în ce mai mulți oameni din Asia vin în România să muncească. Spun că este o țară sigură și că aici le este mai ușor să se angajeze. Pleacă de acasă, însă cu inima frântă. Își lasă în urmă familia și prietenii. Se separă de cei dragi pentru că au nevoie de bani. 77% dintre ei sunt bărbați și cei mai mulți vin din Bangladesh și Nepal. Grisai este de 3 ani în România și lucrează într-un restaurant din Timișoara. I need some job, then that's why I come here Romania. Before working in India, then after applied for here, then I've come here. Family is in Nepal. My wife also coming there. I'm together work in this company. Have children but in the Nepal. Tot de 3 ani nu și-a mai văzut copiii. Speră să se ducă acasă anul viitor, dar e frică să nu-și piardă locul de muncă. Le trimite lună de lună bani și vorbește cu ei mereu. Dorul însă nu dispare. Bărbatul visează la ziua în care își va strânge din nou copiii în brațe. În aceeași situație e și Nisra. El a venit în urmă cu 4 ani în România. Take money every month, lot of money, and I sent to Nepal at my home. Hard because we don't have money.
Without money, life is hard. When we have money, life is easy, you know? I want to go back in January. Reprezentanții firmelor de recrutare spun că tot mai mulți asiatici aleg să lucreze în țara noastră, pentru că aici se simt în siguranță. Around 39% of them are coming to work in the construction sector. This is due to the fact that construction was the first sector to experience this shortage of people. And they found a solution. The vast majority is coming out of Bangladesh, followed by Nepal, and then we have India, Vietnam, Sri Lanka and so on. Peste 60% dintre cetățenii asiatici care lucrează în România sunt tineri, cu vârste cuprinse între 26 și 35 de ani. 95% of respondents they have not worked abroad before and it's the first time they're actually coming to, let's say, Europe for. 39% of respondents chose their current place of employment in Romania on the recommendation of friends and relatives. Peste 28% dintre asiatici spun că le e greu să învețe româna sau engleza. Statul român a aprobat anul acesta un contingent nou de 100 de mii de muncitori străini. Cei mai mulți vin din Nepal. Ultimele date arată că aproape 9.000 de nepalezi au permis de ședere cu drept de muncă. În București, prețul parcării diferă în funcție de ce aplicație folosești. Cu Amparcat, o oră în parcările primăriei costă între 2,95 lei și 10,95 lei. Cei care plătesc prin Parking București dau cu cel puțin 45 de bani în minus. Ambele aplicații sunt promovate de pe panourile municipalității, fără specificarea diferenței de preț însă. Parcările publice pot fi plătite cu ajutorul tehnologiei, fie prin SMS, fie prin aplicațiile mobile. Unii plătesc prin SMS, alții plătesc cash. Fiecare, unii nu știu să dau SMS. Și vin la mine să plătească cash. Dar o proporție mai mare între plata cash sau plata prin SMS? Mai mare prin SMS. Și prin aplicații și majoritatea sunt abonamente. Bucureștenii au la dispoziție două aplicații de plată a parcărilor municipale, în timp ce una este dezvoltată de către compania de parking și are prețul afișat, cealaltă este a unui operator privat și are tarife mai mari cu 45 de bani sau 95 de bani, potrivit Buletin de București. Cetățeanul de rând plătește mai mult pentru un serviciu care este anunțat cu un tarif standard de către primărie. Din punctul nostru de vedere, considerăm că este o soluție nu tocmai fericită pentru cetățean. Mai degrabă, primăria ar trebui să renunțe la un procent mic, mai ales că vorbim despre niște tarife destul de mari, cel puțin în zona centrală. Diferența de preț nu apare pe afișele primăriei, spre surprinderea cetățenilor. Prin SMS e mai simplu. Ați folosit și cele două aplicații disponibile pentru plata parcării până acum în București? Mai degrabă pe parking. Știți că, de exemplu, pentru amparcat.ro plătiți un pic mai mult decât prețul parcării? Nu știam. București? Nu știam. Se promovează amparcat.ro, dar nu se specifică că e prețul mare. Nu știu, dar ar trebui să fie informate persoanele. Oficialii primăriei promit să remedieze situația și să schimbe panourile existente. Evident că trebuie să anunțăm că aceste comisioane sunt mai mari, au obligativitate. Asta am rugat compania de parking să dea jos toate panourile acolo unde nu sunt anunțate comisioanele. Noi suntem open source, nu există niciun fel de taxă sau implicare din partea oricărei aplicații și încurajăm toate aplicațiile să intre. Cu cât mai mulți operatori în piață, cu atât serviciul ajunge la mai mulți cetățeni. Primăria Capitalei ia în calcul să schimbe regulamentul de parcare și să creeze o singură zonă care să includă toate parcările cu plată. În cazul în care hotărârea de Consiliul Local va fi aprobată, tariful va fi unic, de 5 lei pe oră. România este printre codașele Uniunii Europene în ceea ce privește aprobarea Planului Strategic Național pentru Agricultură. 18 țări au deja planurile aprobate, în timp ce noi așteptăm cu sufletul la gură luna decembrie, finalul anului fiind termenul limită. Pentru fermier, documentul este vital, de el depinde sistemul de subvenții. După un an complicat în care seceta le-a distrus culturile, fermierii au doar două perspective: subvențiile de la guvern prin Planul Strategic Național pentru Agricultură sau îi paște falimentul. În 42 de ani de carieră, de când am terminat facultatea, am fost fermier în comuna Râmnicelu și iată, am ieșit la pensii tot de acolo. Nu mă retrag pentru că trebuie să ne descurcăm, dar a fost cel mai greu an din cariera mea. Inițial, planul a fost depus în februarie, dar Ministerul Agriculturii a primit 307 observații de la Comisia Europeană. După mai multe consultări cu omologii europeni, Petre Daia a trimis planul final abia în a doua jumătate a lunii octombrie.
Este programul care este așteptat, este necesar, pentru că el va reglementa pe urmă măsurile pe anumite obiective în care se va investi, inclusiv în ceea ce înseamnă subvențiile date pentru anumite programe sau activitățile din agricultură, industria alimentară și producția agroalimentară a României. Potrivit documentului trimis de Ministrul Agriculturii la Bruxelles, România va beneficia de aproximativ 16 miliarde de euro. Cea mai mare parte, 61%, vor merge către subvențiile fermierilor, în timp ce 38% sunt dedicați investițiilor. Un răspuns afirmativ al Comisiei Europene este așteptat pentru decembrie. Eu cred că la începutul lunii viitoare, din informațiile pe care le avem, cred că trebuia grăbit acest PNS la nivelul fiecărui stat membru. Unele s-au mișcat mai repede, ce-i drept, e adevărat, și aici ține de aturile, sau să zic, punctele forte ale statelor. Altele mai... Asta înseamnă într-o familie europeană. Și cel mai mare, mai bogat, mai sprinten, mai vioi și cel mai un pic mai... Deci suntem ca într-o familie, cum spuneam. Începând cu 1 ianuarie 2023, va fi pusă în aplicare noua politică agricolă comună. Aceasta va pune un accent mai mare pe fermele familiale mici și mijlocii, precum și pe tinerii fermieri. România și Spania fac pași concreți pentru obținerea dublei cetățenii, cerute insistent și de mult timp de românii din Regatul Iberic. Este una dintre marile concluzii ale ședinței comune de guvern a celor două țări. În plus, Spania anunță că va trimite militari și 8 avioane F-18 în țara noastră. Pregătirile sunt gata pentru venirea delegațiilor. Rând pe rând au sosit miniștrii celor două guverne. Apoi, cu o întârziere de 30 de minute față de cât a fost anunțat, au venit și cei doi premieri. Întâlnirile bilaterale au fost pregătite cu mult timp înainte. Au fost și teme mult așteptate de românii de aici, din Castellón și din Spania. Cea mai arzătoare este, în mod cert, dubla cetățenie. România și Spania au stabilit să facă primul pas concret în această direcție. În Europa nu există decât două țări cu care avem asemenea legături, Franța și Portugalia. Atunci când se va întâmpla acest lucru, și sigur se va întâmpla, România va fi a treia țară din Europa cu care avem acest tip de alianță și acest tip de recunoaștere. Noțiunea de timp probabil că nu va fi una foarte îndepărtată. În momentul în care ministerele de linie trec la lucru, sunt convins că având deja două modele deja create, vor găsi procedura astfel încât să ajungă într-un timp cât mai scurt la o înțelegere. Tot legat de comunitatea românească, Spania și România au decis întărirea programelor de educație prin care copiii români pot învăța în limba maternă. Ne lipsește strategia pe agricultură, dar avem ceva cu certitudine, facturi mari. Dragoș Pătraru, bună seara! Ce facem la iarnă? Stăm în beznă, cum tot spun unii în ultima vreme? Bună, Andreea! Guvernul spune că ne rezolvă și cu salariile, după ce ne-a rezolvat cu pensiile. Știu, pare mai mult o amenințare, nu? Români, vedeți că n-am terminat. Cei mai rău, abia cu urmează. Treaba voastră, să nu ziceți că nu v-am spus. S-a ridicat și MCV-ul, ai văzut? Na, de ce să-l mai țină? Din moment ce nu mai avem justiție, adică... Nu știu, mă gândesc așa, ca de final de an. Bă, ce bine era în pandemie, nu? Ne vedem de la 10, stați pe prima. Discutăm de atâta vreme fără să facem nimic despre clădirile care ar putea să cadă la primul cutremur, așa că orice promisiune pe subiect este ignorată. Statisticile spun în mod constant câte clădiri sunt în pericol, dar nu se vorbește de viețile care se vor pierde dacă acele clădiri vor pica. Bucureștiul conduce în acest top al clădirilor care sunt uitate, precum bătrânii ieșiți la pensie. Cum arată viitorul și promisiunile într-un nou episod din campania Focus pe ei.
În București e foarte simplu să dai peste clădiri care pot să dea peste tine. Case care se degradează, blocuri care stau să cadă sau sunt lăsate să cadă, clădiri neterminate, unele construite ilegal. Statisticile menționează tot felul de cifre. 20.000, 31.000, 2.000 de clădiri care s-ar prăbuși în cazul unui cutremur puternic. Avem în prezent înregistrate în evidențele noastre aproximativ 2.000 de clădiri care sunt încadrate în diferite clase de risc seismic. Cu alte cuvinte, avem un anumit nivel de cunoaștere. O afirmație care vine după ani buni în care autoritățile nu au reușit să facă evaluări complete. Proprietarii, acolo unde există, nu au colaborat, acuză oficialitățile. În final, fondurile obținute prin PNRR pot ajuta la reabilitarea numai 350 de clădiri din capitală, doar că și această cifră e direct influențată de cei care doresc să intre în programele autorităților. Lipsa de dorință a oamenilor în a intra în programe de consolidare, pentru că nu există foarte multe exemple de bună practică. Există o lipsă de încredere a populației în a intra în programe de consolidare. Există vreo putere din partea municipalității pentru a schimba aceste lucruri? Cea mai mare problemă este că clădirile acestea nu necesită doar o spoială pe fațadă sau o zugrăveală. Necesită o modificare și o alterare a structurii de rezistență. Problema clădirilor în degradare nu e doar a municipalității, este și a proprietarilor. Cele două părți ar trebui să colaboreze. Municipalitatea are un număr de clădiri reduse din perspectiva proprietății. Proprietarii, cei care sunt de drept proprietari, pot veni către noi și să intre în programele de consolidare pe care municipalitatea le organizează sau le pune în aplicare. Și când credeam că am ajuns la o soluție și am înțeles cum putem rezolva această situație, descoperim criteriile de eligibilitate. Ca toate imobilele care sunt construite înainte de 1978 să fie eligibile sau tratate cu prioritate din perspectiva programelor de consolidare. Astfel de clădiri strică aspectul frumos al unui oraș. Și orașele sunt pline de astfel de clădiri. Când e frig, cum e acum în noiembrie, arată cu atât mai rău. Și să știți că soluția nu se găsește doar la autorități. Astfel de clădiri, uneori, ar trebui să fie și în grija proprietarilor. Și dacă proprietarii împreună cu autoritățile ar lucra împreună, o astfel de clădire s-ar transforma într-o astfel de clădire. Concluzia e simplă, sau așa pare, doar că avem limite, legi, avize, o încrengătură care nu produce schimbarea. Municipalitatea pare că vrea și poate să ajute, dar oamenii și-au pierdut încrederea în autorități. Autoritățile nu fac decât ceea ce o lucrare din care le rămâne și lor ceva. Altfel, ca să facă numai pentru noi, nu. Și blocul în care stau eu este tot vechi, din 34. Ar fi frică, dar ce să fac, unde să mă duc? Am bani ca să cumpăr altul în altă parte? Sau cine le mai cumpără pe astea vechi? Practic, astăzi nu știm câte clădiri cu risc seismic sunt în țară, nici în București, nici în alte localități. Așadar, un cerc vicios în care există bani, dar nu pot fi cheltuiți. Clădiri care sunt degradate și strică aspectul orașului, dar taxele nu îi fac pe proprietari să le îngrijească. Sunt clădiri care au nevoie urgent de consolidare, dar autoritățile și locatarii nu se înțeleg. Micul Paris a rămas doar cu amintirea acestei frumoase asemănări cu orașul luminilor. Hotelurile și pensiunile din Alba Iulia sunt rezervate în proporție de 100% pentru 1 decembrie. Cele câteva apartamente pe care localnicii le-au scos la închiriat au ajuns să coste și peste 2.000 de lei pe noapte. Edilii locali se bucură de interesul mare manifestat de românii care vor să petreacă Ziua Națională în orașul Marii Uniri și au pregătit foarte multe evenimente pentru această mare sărbătoare. În Alba Iulia nu mai există niciun loc de cazare pentru zilele dedicate marii sărbători de la 1 decembrie. Toate hotelurile și pensiunile au fost rezervate încă din vară. M-ar interesa dacă mai aveți vreun loc de cazare. O cameră mi-ar fi trebuit pentru 30 noiembrie spre 1 decembrie. Nu mai avem nicio. Nu mai sunt, așa? Nu. În oraș îmi puteți spune unde aș găsi? Nu cred că găsiți, cel puțin în oraș, sigur nu. Pentru noaptea de 30 noiembrie. Nu mai avem nimica pentru 30, să știți. Pensiunea noastră este ocupată la întreaga capacitate încă de la sfârșitul verii. Localnicii încearcă să profite de cererea mare de cazare și au decis să închirieze apartamentele pe care le au la prețuri exorbitante. O noapte de cazare în preajma sărbătorilor a ajuns să coste și peste 2.000 de lei.
va avea loc celebra defilare militară, masă populară, un foc de artificii de zi în culorile tricolorului, dar și unul de seară, proiecții de film, piese de teatru, concerte. Bucătarii de la pensiunile și restaurantele din Alba Iulia își așteaptă oaspeții cu mâncăruri speciale. Sarmale cu păsat, zamă de sălată cu ou, iahnie de fasole cu ciolan afumat și cârnaț afumat, pită de casă, cartaboș, mușfile de casă, răcituri, slăninuță fiartă, cârnăcior. De 1 decembrie la Alba Iulia există o tradiție cu totul specială. Oaspeții sunt serviți cu ceapă spartă în ștergar și cu slănină. Apoi beau vin cu borcanul. Pui ceapa în prosop, pui sare, închizi și dai 2 pumni. Și uite, așa se mănâncă la noi slana cu ceapa roșie și, bineînțeles, cu pita noastră de casă. Este o tradiție la noi în județ să bei vinul cu borcanul. Peste 100 de polițiști și jandarmi din întreg județul au fost mobilizați la Alba Iulia pentru a asigura buna desfășurare a sărbătorilor. O persoană a fost ucisă și 15 rănite în această dimineață la Ierusalim în 2 explozii care s-au produs în 2 stații de autobuz. Prima deflagrație a avut loc la ieșirea din oraș și s-a soldat cu 12 răniți, iar în a doua un autocar a fost distrus și 3 oameni răniți. Poliția israeliană suspectează că este vorba de un atac palestinian. Mișcarea islamistă palestiniană Hamas, aflată la putere în fâșia Gaza, a salutat atacurile, fără să le revendice însă. Nordul Turciei a fost guduit în această dimineață de un cutremur cu magnitudine de 5,9 urmat de 70 de replici, dintre care mai multe cu magnitudinea de 4. Zeci de oameni au fost răniți și, din fericire, până în acest moment nu au fost raportate decese. Pagubele însă sunt semnificative. Seismul s-a produs la ora locală 4.08, la 170 de kilometri de Istanbul. Aproape 40 de persoane au fost rănite după ce unele clădiri au fost avariate parțial. Autoritățile au înregistrat sute de apeluri la urgență. În trafic au avut loc mai multe accidente din cauza panicii. De teama altor replici puternice, mulți oameni au ieșit panicați în stradă. Cerem oamenilor să nu stea înăuntru clădirilor avariate. Din fericire, până acum nicio clădire nu a fost grav distrusă. Turcia este situată pe mai multe plăci tectonice, ceea ce determină o activitate seismică intensă. Unul dintre cele mai grave cutremure din ultimii ani a avut loc în octombrie 2020 în orașul Izmir de la Marea Egee. Atunci au pierdut viața peste 100 de persoane. Suedezii fac un castel pe care ar fi invidioasă chiar și Elsa. Construcția din piață are peste 3000 de metri pătrați. Ce pot vedea oamenii care merg să viziteze această capodoperă, vă spun după publicitate. Vă aștept! Cel mai spectaculos hotel din gheață și zăpadă din Suedia se redeschide. 24 de artiști și-au pus inventivitatea la treabă pentru a crea capodopera vizitată de mii de oameni. Hotelul include un cinematograf, un bar și o sală de evenimente. Palatul de gheață, denumit Ice Hotel, se redeschide pentru al 33-lea an consecutiv, în una din cele mai nordice regiuni ale Suediei. Anul acesta, hotelul are peste 3000 de metri pătrați și se deschide pe 15 decembrie 2022. Pentru construcția lui se vor folosi numai puțin de 600 de tone de gheață. Pentru a păstra hotelul intact, temperatura din interior nu va depăși minus 5 grade Celsius. Oaspeții vor dormi în saci de dormit termoizolanți și multe pături. Prețurile pentru experiența unică pornesc de la 590 de euro pe 3 nopți. Hotelul poate fi vizitat până în aprilie 2023. Și România construiește anual un astfel de hotel, la Bâlea Lac, de 16 ani. Anul acesta va fi ridicat din nou după 2 ani de pauză, primul an din cauza pandemiei, iar al doilea an din cauza lipsei gheții. Hotelul de anul acesta va avea ca temă Europa, iar fiecare cameră va purta numele unei capitale de pe bătrânul continent. De la sport mergem la meteo. Colega mea, Roxana Gheorghean, este alături de mine și ne spune mai multe despre starea vremii imediat.
Bună seara, Andreea! Bun găsit tuturor! În această noapte cerul va fi mai mult noros și va ploua slab în vest și în nord-vest și pe arii restrânse în rest. La munte, la altitudini mari, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime se vor situa între 0 și 10 grade. În zonele joase din sud, est și centru va fi ceață. Mâine vom avea parte de vreme mohorâtă. În vestul, centrul și nord-vestul țării sunt anunțate ploi slabe, iar valorile termice vor scădea și se vor apropia de cele normale perioadei. La munte, la altitudini mari, vor fi precipitații mixte. În restul teritoriului vor fi posibile ploi slabe, iar temperaturile vor rămâne în continuare mai ridicate decât cele specifice lunii noiembrie. Vântul va fi activ pe crestele montane, dar și în sud-vestul țării. Maximele se vor situa între 5 și 12 grade. În capitală, mâine, termometrele vor indica o maximă de 11 grade. Pe cer vor mai fi câțiva nori, dar nu sunt anunțate ploi. În schimb, vântul își va face simțită prezența. La rafală se vor atinge viteze de 35-40 de km pe oră. Vineri, cerul va fi mai mult noros, iar în prima parte a zilei vor fi posibile ploi slabe. Temperatura maximă, ușor mai ridicată decât în mod normal, va atinge, iată, 10 grade. Sâmbătă, temperatura va mai scădea puțin și se va apropia de cea normală pentru această dată. Se vor înregistra cam 9 grade, iar dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață. Deocamdată atât despre vreme, însă vă aștept cu prognoza pe larg, imediat după Focus Sport. Doamnelor și domnilor, Focus se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. Cârcotașii Ioana și Dezbrăcatu vin imediat cu un nou episod al Cronicii Cârcotașilor. De la 22, nu pierdeți Starea Nației, iar de la 23, Ioana Maria Moldovan face sinteza știrilor zilei. Pe Prima Sport este seară de basket. Campioana României, UBT Cluj-Napoca, întâlnește echipa italiană Brescia în grupele FIBA Eurocup Basketball. Meciul poate fi urmărit în direct de la ora 19:30. Pe Prima Sport 1 și primaplay.ro. Să aveți o seară frumoasă, pe mâine!